aici în față primul furat, aici pe partea dreaptă, al doilea în spatele meu. S-a întâmplat în două nopți diferite. Cum v-ați dat seama că a fost furat? Păi simplu. Dimineață m-am văzut că lipsesc. Am solicitat prezența și chiar extrem de operativ, ca să zic așa. Poliția de la Șeu Măghiaruș a venit, a cercetat mare lucru, nu se putea, mai eventual, mă gândesc un câine de urmă, dar... Există posibilitatea să fi fugit ei? Nu. Cunosc, îi cunosc pe amândoi. În spate am iepe cu mânji. Dacă se dezlegau accidental, erau acolo între iepe. Ați a fost tăiată? La unul dintre ei, da. La celălalt s-a desfăcut carabina mai ușor. Era cineva aici când s-au furat? Noaptea fiind, da. Inclusiv eu, dormeam în casă. Și nu ați auzit nimic? Nu. Că dacă auzeam... am auzit în prima seară, vineri seara, câinii lui vecinul și ai mei, dar vedeți, aici vin pe arături, sau pe miriște, vin oile de sus, de pe deal, câinii tot timpul fac scandal. Uh-huh. Nu am crezut că cineva poate avea tupeu să-mi intre în curte. La copii de care au grijă cei de la Fundația Inocenții până la străini pe care noi am văzut, inclusiv cetățeni străini au intrat în curte, putem să... cu nepoții. Erau mai vârstă, aveau nepoți. Cum să nu? Pune șaua, plimbă copiii. Gratuit, că nu fac bani din bucurie copiilor sau din un lucru benefic copiilor. Cum relaționau căluții cu copiii? Extrem de bine. Primul furat, dacă dormea și venea un copil de 2 ani, se punea pe el, doar ridica capul să vadă ce se întâmplă. Și dormea în continuare. Nu se ridica, nu, nimic. Celălalt, la fel, nu avea nicio problemă. Deci erau foarte docili. Extrem de docili, crescuți de noi. Cel matur, dacă mergeam, îi zic, mă pupa. Dacă îi ceream, asta făcea. Deci, mai mult ce pot spune despre caracterul meu. Au fost antrenat să lucreze cu copii cu dizabilități? La origine, da. Înainte de a-i achiziționa el. Dar copiii de la Inocenți veneau constant, în funcție de buget, de mijloace de transport, mă rog, și cel puțin 4-5 ore pe zi își petreceau aici. Ați văzut, mai am păuni, iepuri. Bănuiți pe cineva? Nu. Nu vă același lucru întreba și poliția, dar nu pot să emit păreri. Nu știu. Ce fel de copii veneau aici? Păi, cei instituționalizați sunt copii, în general, abandonați în spital și cu probleme de sănătate. De la autism, la tetrapareză, la multe... Ce vârstă aveau punei? Unul de 4 ani și unul de 16 ani. Viți-o, uitați! Și aici a încercat odată și aici a retezat, deci clar. Nu... Da. Nu se putea rupe așa. Nu. Și, repet, dacă se rupea, că s-au mai desfăcut accidental, s-au mai dezlecat accidental, erau la iapele din spate. Deoarece unul armăsar, celălalt castrat, dar tot avea tendința de dominație teritorială, cum se întâmplă la armăsari. Participații au documente, au intrat în alertă națională la toți medicii veterinari, prin ANARZ. S-o valorifica numai la negru. Doar la negru. Dar nou proprietar va fi obligat să-l înregistreze și atunci medicul își va da seama că sunt cai furați. Mă rog, ponei. Pe dimineața când m-am trezit, sâmbătă dimineața, pe la 7 nu mai era un poneu. Și duminică dimineața când m-am trezit pe la 5 nu mai era. Al doilea. Al doilea ponei. Și nu v-ați făcut griji când a dispărut primul? Ba da, ne-am făcut griji. Până nu mi-am dat seama că vine și a doua seară să îi fure. E furat. Ați încercat să-i căutați? Da, am încercat. Până mălai, pe aici, până spate, roată, până la cai. Ei amândoi s-au mai dezlegat ei între timp, dar nu se duceau. Ori mereau în grajd,
că grajdul era deschis tot timpul și aveam cai înăuntru. Erau și la ea prin spate, că așa acolo m-am ea prin spate. Și merea acolo și striga ca calul, rânteza. Și l-auzeam eu noapte. Ia, de 10 ani aici la domnul lucru și nu mi s-a întâmplat, nu m-am cum. La Bambiluc s-a dus cu tăcu carabină. La Boleg i-a tăiat funia și s-a dus cu tăcu carabină. S-a dus. Deci erau legați amândoi? Da. Unul era în partea aia, către vecinul, și unul în dreapta și unul în stânga. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că, din curtea unui imobil situat pe raza localității Podirei, au fost sustrași doi ponei în valoare de aproximativ 1.500 de euro. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat de către polițiștii secției 1, Poliția Rurală Bistrița. Pe această cale rugăm pe toți cei care pot furniza informații în legătură cu acest caz să se adreseze poliției.